Doliu în presa din România după ce Codruța Semănaru a murit joi dimineață, la Spitalul Colțea din Capitală, după ce ani de-a rândul s-a luptat cu o boală nemiloasă. Regretatul fotoreporter a trăit prin fotografie. De-a lungul carierei sale, a lucrat la Dreptatea, România Liberă, Adevărul, Mediafax și Agerpres. Aceasta a surprins pe peliculă evenimente unice de la începutul anilor 90. Totodată, s-a aflat zilnic în zone fierbinți, precum Mineriada din 1990. La momentul respectiv, a fost bătută crunt de mineri. Aceasta a fost și martor al unor evenimente politice majore. Dovada pasiunii sale sunt zecile de mii de fotografii preluate și acum de mass media din toată țara. Aceasta s-a luptat cu o boală cumplită în ultimii ani. Chiar și așa, își amintea mereu cu drag de deplasările prin țară, de oameni întâlniți și de povestirile surprinse prin obiectivul său. Chiar și în fața provocărilor, Codruța Semănaru continua să păstreze un zâmbet optimist și plin de speranță. Regretatul fotoreporter ar fi împlinit 60 de ani pe 27 octombrie.